Maica Domnului mântuiește sau miluiește? Maica Domnului miluiește, mântuiește, o face numai Fiul ei. Dar de ce să cântă la Sfântul Născător Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi? În cărțile noastre, în cântările bisericești, să scrie, care sunt reformate, care sunt noi tipărite, să spunem, miluiește-ne pe noi. Este influența catolică. Dar, de unde la catolici, la catolici, există această învățătură care încă nu este de toți, corepensie, adică împreună mântuitoare cu Maica Domnului. Nu este. Dar trebuie să vă spun un lucru. Maica Domnului, când a murit, a rostit următoarele cuvinte. Când a murit Maica, a rostit următoarele cuvinte. Iar tu, Fiul meu și Dumnezeul meu, primește sufletul meu. Fiul meu și Dumnezeul meu. Sigur. E dar foarte clar. De ce însă se mă întrebați pe mine, Vreau să vă dau totuși un răspuns, pentru că mă simt dator în Grecia și în limba greacă. Așa este. Este hiperagia teozoică sosolimas. Știu, am slujit 6 ani în Grecia, așa că vă spun eu. E o experiență pe care o am. Ce se întâmplă? Acest verb, sofine, nu se referă numai la mântuire, se referă și la salvare, în sensul în care, să ne amintim când Constantinopolul era înconjurat și a făcut procesiunea cu icoana Maicii Domnului și Maica Domnului, de aici avem acoperământul Maicii Domnului și doar i-a salvat. Deci, nu este vorba de coredentrix, cum este la romanul catolici. Pentru că expresia greacă asta e. Hiperarhia teotocie sosolimas. Ceea ce la noi poate provoca o confuzie, dar nu este împreună mântuitoare neapărat, însă este salvatoare, Maica Domnului. Este altceva. Dar în limba greacă, dacă mergeți la Atos și peste tot, este sosolimas. Sozo da. Este salvatoare. Nu este mântuitoare. Cine, că s-a pus problema aceasta, Dan Gordon, care a interpretat greșit verbul sozo. Da, deci este, cu acest lucru, că am avut această discuție, este vorba aici despre salvarea. Ea este salvarea noastră, Maica Domnului, în calitate de mijlocitoare și solitare, dar nu are expresia la Maica Domnului că este mântuitoare, adică locuindu-l să fie mântuitoare, sau împreună mântuitoare. Da. Îmi place că la Patriarhie cântăreții acolo spun prea Sfântul Născător de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. În schimb, toți studenții noștri aici, la teologie, la Sfânta Ecaterina, prea Sfântul Născător de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Și le-am spus că să zică miluiește, nu mântuiește. Și mai ceva. La Patriarhie, Efonisul de Sfârșit spune așa, pentru rugăciune Sfinților Părinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește. De ce? Miluiește-ne și ne mântuiește. De ce miluiește? Este Ereison Hristos Onimas. Miluiește-ne și mântuiește. Iar ceva, dar e acolo da, mai miluiește. Haideți să nu... așa, îl lăsăm în continuare, vă rog, dacă aveți întrebări pentru părintele, pentru că avem în mijlocul nostru, pentru mine vreau să vă spun, pregătiți dumneavoastră, merg între dumneavoastră, deci dumneavoastră trebuie să puneți o întrebare. Știți ce mi se pare minunat? Este faptul că peste ani retrăim aceeași același moment așa, în care Părintele Dumitru Stăninae, asta se întâmpla în 1991. Părintele Dumitru Stăninae, la fel mi-a zis, făceam doctoratul cu Părintele Dumitru Popescu, care revenise în România în 1988, și Părintele Stăninae mi-a zis, dragul meu, uite, eu am să te recomand, ai două posibilități. Germania, așa cum i-a recomandat Părintele Gheorghe Dințu,
și Grecia. Dar cunoscându-te, cunoscându-ți firea, tu îți recomand să mergi în Grecia. Frăția ta, care ești preot ortodox, vei avea posibilitatea să slujești, nu eram preot, eram diacon. Diacon, vei avea posibilitatea să slujești liturghia în Grecia, Sfântul Munte Atos este aproape și atunci m-a recomandat unui profesor, este vorba de Nicolaos Matsoukas, profesor de dogmatică la Tesalonic. Dar vedeți că nimic nu e întâmplător, pentru că mă uitam la cărțile, la dedicațiile de pe chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și eu am dedicații și pe filocalie și pe toate celelalte. Deci iată că Duhul Sfânt, așa, prin Părintele Stăvilae, ne-a întâlnit în această seară și cu atât mai mare este bucuria, de aceea am și început cu acea corespondență pe care, în care Părintele Stăvilae vă îndruma nu numai academic, ci vă îndruma și așa, de așezare în slujba bisericii. Vă rog. O constatare a mea legată de suflet, de sufletul omului, pot să vă aduc la cunoștință în felul următor. La toate cultele de pe planeta asta, avem budismul, hinduismul și celelalte. Sufletul omului se aseamănă la fel ca deci la toate cultele, sufletul seamănă cu o cultură. De exemplu, culturile pe pământ sunt făcute de oameni. Dar cultura lui Dumnezeu arată și mărăcini. Pe pământ găsim mărăcini, spini și pălămidă, zbadul din pământ. În aceste culte care le socotim noi spini, mărăcini, să știți că de acolo albinele culeg mere, albinele fiind îngeri. Vă mulțumesc! Deci la toate cultele vom găsi și oameni ca, în sufletele lor care aduc mere pe pământ. Deci și mărăcinii sunt udați de Dumnezeu. Și din mărăcini se găsește miere. Este o vorbă, zice, că iarba frumoasă crește în mărăcini. Și mărăcinii sunt culturi ale lui Dumnezeu. Da. Mulțumim. Dacă mai există întrebări din sală, Părintele Caraza, profesor, mai este cumva? Sau pleca deja? Vă rog. Părinte profesor, eu sunt aici încă domnul student în zona de practice, în aceste facultăți. Sfinția voastră ați pomenit de acei neurobiologi. Neuroștiințe, care în dialog cu Sfinția voastră vorbeau de faptul că prin tot ceea ce au făcut dânsii, prin cercetare, chirurgie, etc., nu au găsit sufletul, iubirea și ce n-au mai găsit dânsii. În dialogul dumneavoastră ați pomenit cumva de Sfântul Luca al Crimeei, ce alte argumente ați folosit Sfinția voastră dacă ați apurtat un dialog cu noi și despre ce le-ați vorbit? Că sufletul este, iubirea este, chiar dacă dânsii nu le-au văzut deschizând inima și găsind doar sânge, deschizând creierul și găsind o materie inertă, care pentru dânsii nu avea nicio semnificație decât că puteau să mai taie, să mai coasă și cam atât. Deci, o mică croitorie umană. Da, pe blana clientului. M-am făcut înțeles în ceea ce aș fi vrut să aud de la Sfinția voastră la acest moment. E foarte important pentru noi, pentru că inclusiv din aspectul acesta, am avut de susținut un examen. Eu nu știu dacă am înțeles atât de bine din ce am învățat pentru examen, dar mi se pare nu întâmplător faptul că ne-am întâlnit astăzi. Suntem la o zi de examen pe care am susținut cumva legat și de această temă. Ați reușit de examen?
Nu știu, o să vă arăt la sfârșit. Doamna Comida, avem ce-am... Eu când am spus treaba asta, a fost un fel de critică la adresa lor. Am înțeles, când dar e... ce am de bazați dacă sunt astea o critică? Ce le-ați fi spus dacă i-ați fi adus față în față în dialog, dacă nu l-ați scurtat deja? Pentru că convingerea noastră e că avem suflet. Ce ar însemna omul fără suflet? Ce mai rămâne din el? Fără suflet, fără spirit, fără conștiința de sine? Ce e suflet? Ce este suflet? Da, ce e? Păi, întrebați sufletul din dumneavoastră și vă răspunde. E suflare. Păi e suflare. Dacă e vorba de suflare, când Dumnezeu l-a făcut pe om, se spune că l-a făcut din pământ, ca să înțelegem mai ușor, și a suflat din el, din Dumnezeu. N-a suflat așa cum nu știu unde, suflarea lui Dumnezeu n-a mai fost făcută de undeva, ci a suflat Dumnezeu, a suflat din el în om. Și suflarea aceasta din el este sufletul din noi. Scânteie dumnezeiască. Da. Energie. Scânteie dumnezeiască. Da, vă rugăm. Alte întrebări? Cine vrea să... E lumina din lumină. Lumina din lumină, scânteie din energia. Da. Atunci, cred eu că această seară și-a atins scopul întâlnirii. Pentru mine personal, vă spuneam, pentru că, sincer, părinte profesor, n-aș fi de această corespondență cu părintele Stăniloae. Și când am descoperit-o, deci în momentul în care m-a pus în problemă, adică trebuia să spun, să fac un fel de recenzie a cărții, după ce am descoperit, recunosc că după ce am descoperit corespondența, am înțeles și mai bine cartea. Și așa cum spuneam, este o întâlnire providențială. Da, mă bucur de ea. Este o întâlnire providențială în această seară, pentru mine personal. M-am bucurat mult, am recunoscut și stilul părintelui Stăniloae și așa, dar în același timp și stilul dumneavoastră, specific, în virtutea acestei unicități. Mă bucur că și pentru dumneavoastră și pentru mine, părintele Stăniloae a fost omul providențial. Da. Pentru că este foarte important să te așezi cineva pe un itinerar. Și așa cum spunea dumneavoastră, cred că mi-a spus la biserică, așa am simțit și eu, că părintele să nu era atât de generos, încât mi se părea că exagera atunci când se referea la mine. Așa a spus și dumneavoastră, că zice, doamne, mi se părea că... Dar nu, era de fapt generozitatea pe care a reușit Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și mai mult decât atât, părintele Stăniloae avea acest dar. Și anume, de a te asuma integral. Pentru că nimeni nu se poate declara, nimeni poate spune că pe unul mai bine mai mult sau pe altul mai puțin. Și pe fiecare dintre noi ne-a evit integral. Și lucrul acesta este deosebit. Aș vrea să vă mai spun o întâmplare cu părintele Stăniloae, când a fost invitat la o conferință la Regensburg și eram prezent și când a plecat, l-am ajutat la Geamantan. A fost prezent și un poet român care, din păcate, săracul a murit, Gheorghe Pituț, îl chema. Poate nu mai știe cineva. Și veneam pe un culoar lung, eu și Pituț înainte și părintele după noi. Și cineva dintre noi, doi, a zis, Doamne ajută la drum. Și în urma noastră, părintele parcă vorbea singur. Și mergeam încet și spunea, da, să ajute. De ce să mă ajute? Trebuie să ajute. Și a spus-o cu o convingere că trebuie să ajute. El a zis că vrea să ne ajute și atunci să așteptăm că ne ajute. Și m-am uitat, mergea meditând și vorbea singur. Da, să ajute. De ce să mă ajute? Trebuie să ajute. Dacă noi am putea să spunem același lucru, cu convingerea interioară că Dumnezeu poate să ne și vrea să ne ajute. Și asta mi-a rămas imprimat. Atunci, și vreau să vă spun ceva de altă natură. Am fost invitat la o conferință
undeva la o mănăstire catolică, pe undeva din bunte. Și când m-a văzut, m-a dus, m-a luat în brață și mi-a șoptit la ureche. Ne-am întâlnit aici unde am țărcat dracu copii. Era pe ultima față de parte, în munte, și nu mai era nimic împrejurul nostru. Sunt câteva momente de natura deosebită de întâlnirea cu Părintele Stăruraia, care rămân neuitate. Din cauza aceasta am și scris aici, pe pagina, aici, în memoria Părintele Stăruraia. Dacă vă uitați, să vedeți acolo. Vă mulțumesc că ați venit! Mulțumesc, Părintele Profesor Gheorghe. Iorel Volta. Iorel Volta. Că uitați și al doilea, nu lăsați numai că se repede. Doamna Silvia Colfescu și doamnei Marinela Lotaru, care m-a ajutat să ajung la doamna Colfescu, e nevoie să ai pe cineva care să te arunce la apă. Ca să te ajunge, să te arunce în apă, este o expresie biblică. Când orbul acela s-a dus la Siloam, la scălătoarea de acolo să intre în apă, că primul care intra să făcea sănătos. Dacă se tulbură, da. Și atunci, de acolo vine să te aleg cineva în apă, pe românește înseamnă să ai o pilă. Și pila mea a fost doamna Marinela Rotaru, dar doamna director de la vremea Silvia Colfescu. Vă mulțumesc că m-ați ajutat și m-a ajutat într-un timp record, că vreau să fie cartea terminată înainte de Crăciun, pentru că foarte mulți oameni din parohia mea vreau să o aibă de Crăciun și ați făcut tot posibilul ca să ajungă până acolo. În mod deosebit, vreau să... O grabă drăcească. Mulțumesc în mod deosebit doamnei Doamna Ionescu, care a fost prima care s-a uitat din carte și care a făcut curățenie. Au fost multe lucruri pentru toată atenția și strădania, care n-a fost deloc ușor. Vă mulțumesc în mod deosebit, doamna Ionescu.